Curg gârlă. Și apropo de un domn brunet, care e invitata mea, i-a dat cu spray paralizant, se numește Sorin Rășcanu și este în legătură directă cu noi. Lucrează în piață și spune că a fost de fapt o victimă. A, bună seara! Uite-l cum... Bună seara! Ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat? Sărut mâna! Uitați-vă acolo, vă rog. Doamna Cristina? Da. Bună seara! Ce să se întâmple? Doamna a avut chef de o răzbunare, n-a avut pe cine să se răzbune, pe cel care n-a vrut să-i dea țigări. Nu am nicio legătură deja. Ce s-a răzbunat pe mine? Care n-au nicio legătură. Adică aveți un bandaj la ochi, domnul Rășcanu? Nu-mi dau seama din cadru. Pentru cine se pregătește, da, doamnă, pentru cine se nimerește. Da, corect. Îl aveți în urma agresiunii cu spray-ul? Da, domnul Bălan. Ați chemat salvarea? Am fost luat de către ambulanță, a intervenit și poliția, am fost dus la spitalul de oftalmologie și mi s-a spus că mi este afectată retina oculară datorită faptului că este un spray paralizant și s-a dat de la foarte aproape. Ne spuneți și nouă... Câte zile de spitalizare va da și care sunt consecințele că doamna cred că nu realizează? Păi nu, ea nu realizează ce a făcut. Lasă ce realizează doamna. Nu. În ce împrejurări va da cu spray-ul? Aseară... Că doamna spune că ați agresat-o. În ce împrejurări va da cu spray-ul? Da. Haideți să vă spun mai pe scurt, așa, să nu lungim prea mult. Nu mai puțin, până să ne doamna spuneți, domnul Rășcanu, vreau să vă anunț că avem imaginile de pe camera de supraveghere cu atacul. O să le dăm imediat, după ce le verifică colegii mei. În acest moment le-a trimis cineva și trebuie să le pregătim pentru emisie. Vă rog, domnul Rășcanu, spuneți ce s-a întâmplat. Așa. Deci doamna a venit foarte supărată, înțelegeți? Și a bruscat un copil, l-a tras de mână, pentru că ea a crezut că vânzătorul care nu i-a dat de dimineață țigări este acolo. Efectiv, venise cu spray-ul pentru el. Stați puțin. Nu, lăsați-l pe om să spună. E vorba de un... Dumneavoastră, în ce împrejurare ați luat spray-ul în ochi? Cum de v-a dat cu spray-ul în ochi? Deci eu am... Dânsă... După ce a tras de copil, i-am spus, băi, fată, zic, stai liniștită, zic, lasă copilul ăla, că nu e copilul tău. Dar nu avem nicio legătură. La care e eu... Acel copil există, da? Da. Poate să depună mărturie. Dar mai mulți copil în spate. Este un copil de 3 anișori care este împreună cu mama lui. Deci erau în piață, mama cu copilul. Erau mai multe femei în spatele meu care au început să... Doamnă, lăsați să ne dumirim și noi. Deci, doamna Cristina... Da, vă rog. Spuneți-vă. Haideți să vă explic. Deci, dânsa s-a oprit... la magazinul unde a cumpărat pentru copii ceva, exact magazinul cu plicina care doamna se dusese chitită pe vânzătorul respectiv că nu i-a dat țigări. Nu, omul i-a oferit acolo odată o țigare, i-a oferit și a doua oară o țigare. Da. Aia, și a spus că nu poate să-i dea pentru că se face stocul. Înțelegeți? Da. Dânsa, când a venit a doua oară, a venit chitită să răzbune. A tras copilul de mânuță mai tare așa un pic să intre în magazin. La ce oră deci, la o parte? O băgase în tomberon deja mai sau? Mai puțin, la ce oră era copilul acolo? La ce oră era copilul ca să trag eu de mână acolo? Te rog, stai un pic, lasă-l să spun. Da, domnule. Vă spun eu la ce oră este. La ce oră? 14:20, 14:30. Eu eram la 14:30, am tras copilul. Deci, altă oră decât... Haideți... Spuneți mai departe. Să vedem imaginile de pe camerele de supraveghere, le vedem cu toții și le putem comenta. Este exact momentul când s-a dat cu... Ideea este că eu nu știu dânsul de ce a trebuit să intre în această altercație. Eu trebuia să iam cu doamna, dânsul ce... Ia ca să vă spun de ce a intrat, ca să aveți dumneavoastră dosar penal acum. Că dacă n-aveți, trebuie să vă fac. Ia uitați-vă, vă rog, la imagini. Nu-mi dau seama. În albastru este doamna sau în alb? Doamna este în albastru. Care sunteți dumneavoastră, doamna? Deci, în imaginile respective se văd concret ce s-a întâmplat. Aș vrea să dăm pe un ecran mai mare pentru că... Da, uitați ce avem în videoul. Complet. Așa? A, doamna este în blugi. A, păi v-ați dus direct, domnișoară. Și n-ați l-ați atacat. Mică, dar l-ați atacat. Și v-a pus la pământ un alt cetățean. Eu nu văd nicio doamnă acolo cu care discutați dumneavoastră de mașină. Păi nu, și acum vă împinge o doamnă, acolo, e adevărat. Doamna nu era acolo. Ia uitați-vă, dați și cu niște portocale
Și mai sunteți Nikita direct, iertai, eu plec. Dă deci, doamnă, dumneavoastră trebuie să aveți și coladă penal, goală. Asta. Deci, măi, Sorine, a dovedit patru bărbați. Din ce și văd eu, s-a golit piața. De ce are acea vânătaie pe picior? Pentru că a venit lada aia înapoi. Păi tu nu vezi că a tras un șut în ladă de aia? Și aici... Oricum, până la dosarul de care spui, eu cred că iare... Dar cu reclama aia ce ați avut? Ea are nevoie de un examen psihiatric. Mamă, deși cu... Deci fuge toată lumea. Ai o problemă serioasă. Doamnă, ți-a spumă. Doamnă, dar eu când conduc mă înjură jumătate de București, că nu dau semnal, poate, și nu bat pe nimeni. Și atunci m-au înjurat toți, deci... Haideți, gata, nu vă rog eu. Mie golăniile astea nu-mi plac, mai ales din partea unei femeie. Până la toate, Cristina, până la toate, are nevoie de un examen psihiatric. Domnul Bălan, vă rog, vă rog. Vă rog, vă rog. Și fac acest examen. Unde ați avut un comportament de huligancă? Are un comportament extraordinar de vulcar și de după pauza publicitară vom vorbi și cu celălalt domn. Aș vrea să vă spun așa, până una alta, doamna a fost agresată. Și vă aduc aminte, invitata mea din platou, din studio, reclamă că a fost agresată într-o noapte la magazin. Ulterior, ea a agresat pe cineva cu un spray din acela, mă rog, de autoapărare. În direct cu noi este domnul agresat cu spray. Colegii mei între timp au reușit să editeze acele imagini, să nu vedem chiar momentul în care dă cu spray, pentru că sunt imagini prea dure. Mai aveți ceva să ne spuneți, domnul Sorin? Da. Ar fi bine ca să nu mai primiți aceste specimene în emisiuni, pentru că domnul în primul meu, rând, indiferent, care vin să dau victime, să jigniți, da. Domnul Sorin, eu altceva vreau să vă întreb. Aveți 2 metri și 90 de kilograme. Domnul Sorin, dumneavoastră sunteți din punctul meu de vedere cel agresat. Ați făcut plângere la poliție? Mâine dimineață mă duc cu plângerea la poliție, deoarece trebuie să ajung la medicul legal pentru foarte corect, constatare. Deci depuneți plângere la poliție. Așa. Depun că sunt într-o situație mai dificilă. Acum mi-au dat și niște medicamente care mă costă niște bani extraordinar de mult. Și tocmai asta, nu că domnișoarei face dosar penal de n-are aia. Era ca eu să le plătesc lor o sumă de bani pentru mașina respectivă. Domnișoară, orice mi-a spune mie momentul ăsta, mie personal, ca om și ca femeie și cum vreți, adică nu e un comportament, te duci Nikita să bați, dumneavoastră ați văzut ce ați făcut acolo? Eu vă dau dreptate, dar dânsul avea dreptate. Dar voastră v-ați dus cu spray-ul, deci ați avut o intenție, deci n-ați luat, că v-aș și spus, deci ați luat spray-ul și v-ați dus chitită într-un loc. A avut intenție specia. Nu mi-a spus cum vă simțiți dumneavoastră acum. Mai rău ca mine, nu cred. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Am o stare foarte proastă, datorită faptului că am niște arsuri pe trahee pe care le-am dobândit datorită spray-ului care l-am primit exact în gură. Da, ochiul? Așa. Și ochiul, o să vedem pe parcurs ce să hotărăsc. Că a zis că e posibil să rămân cu o pată pe ochi datorită că e o arsură mai complicată pe... Pe retină. Pe retină și... sau pe cristalin sau pe... Nu cred. Da, pe retină, da. Vă dați seama că de la 40 de centimetri un spray de ăsta de... autoapărare, da, paralizant. Este foarte periculos, așa este. Lacrimogen? Bun, în același timp, mie mi se pare și mai ales zona că dânsa... asta a nimănui așa. Adică, dom'le, te duci noaptea... Nu e o poliție la piață? Este, dar, mă rog... La poliția nu poate să stea, aici... că trece una cu spray. Nu. Este lumea, sunt camere, sunt oricum. Păi este o lume așa cum este. E clar că acolo este un incident. Deci, domnișoare, știți ce ați făcut dumneavoastră? Chiar m-au luat pe mine. Ați avut așa o armă albă, pentru că acest spray este armă albă. Da, Sorin, dar justificat la ce a pățit pe de altă parte. O armă albă. L-a avut la dânsa. Cu intenție de a săvârși ceva. Un om pe stradă. Acum l-a avut la dânsa cu intenția să se răzbune pe vânzătorul de la butic. Asta a venit a doua oară. Domnul Rășcanu, să nu vă pleznească retina, nu mai țipați, vă rog. Nu știți dacă asta va stabili poliția, dacă domnișoara a avut sau n-a avut intenție. Asta puteți bănui, dar nu puteți fi sigur. Pe cineva. Bun. Acum... În momentul în care la 12 noaptea, femeie singură, o dau și pe partea cealaltă, cu cățelul, te duci să cumperi țigări și te bate un golan, te învinețește, te bagă într-un tomberon, tu, femeie singură, în cartierul Berceni, piața Berceni, care o fi fost aia, nu e tocmai aula Academiei, așa. Te simți datoare să te aperi cumva.
Așa, da? Și te duci cu spray-ul a doua zi. Ca circumstanță, ca circumstanțe, nu știi, așa. Femeia spune că s-a dus să cumpere pâine și țigări. Da, stați puțin, în același loc. Spun. Eu nu sunt, nu mă erijez în avocatul ei, dar pot dar să... Dar cu ce ocazie ai dat pot că o, nu știu Sorin, ce i-a zis domnul Sorin. Indiferent ce asta vreau să spun. Dar putem să apreciem că după ce i s-a întâmplat în timpul nopții acel act de violență, că a fost o violență extremă, sigur că ea a rămas cu... Asta vreau să zic. Pe de altă parte, la cum v-am văzut acolo, la cum v-am văzut reacționând, pot să am și îndoieri referitoare la accidentul cu Tomberon. Dar nu mai bine îl întrebăm chiar pe domnul presupusul agresor. Nu avea nicio legătură, omul care a venit. Și de ce i-a stat cu spray-ul dacă n-avea nicio legătură? Păi nu, zic, el n-avea nicio treabă în toată altercația asta. El a venit să mă înjure pe mine, să ia apărarea domnei. Nu cum, doamna, treceați pe stradă și a venit să vă înjure? Venea cu doamna de la mașină. Hai să lăsăm. Nu închideți telefonul, gata, opriți. De ce nu înțelegeți ce vă spun? Înțelegem foarte bine, nu-i nicio doamnă acolo. Mie mi se pare că asta este superba evoluție a societății în care trăim. Serios, dar chiar numai cu jigniri putem să vorbim între noi? Chiar nu se poate să avem o discuție normală? Chiar trebuie să ne înjurăm, să ne jignim, să ne aducem astfel de injurii? Vă rog foarte mult! Nu se poate așa ceva cu domnul, nu știu dacă mai vreau să vorbesc cu domnul Roșcanu. La revedere! Nu cred că mai avem că e vânzătorul, nu? Vânzătorul imediat, intrăm în legătură cu dânsul. Vreau să stabilesc un lucru. Doamnă, uite-te, Mihaela. Uite-te și tu pe imagine. Unde e doamna cu mașina, doamna blondă? Că eu nu o văd în cadrele astea. Nu este. Asta a fost de vreme dimineață când a venit cu dânsul. Măi, fată, stai puțin. Deci, tu te duci și dai cu spray-ul acestui om la ora 2. Tu când ai povestit nouă, ne știi că există aceste imagini, ai zis că au venit spre tine domnul sprayat, ca să-i zic așa, împreună cu proprietarea mașinii. Da, care mi-a zis că dacă nu cadem... Nu la care, ori imagine te contrazic. Tu te-ai dus la acel om și ai dat cu un spray. După care ai dărâmat jumătate piață, ai aruncat cu mere, pere, în panere, ce mai era acolo. Te-au supărat și crinii aia Regal Roșii, ai dărâmat, uite, și panoul la publicitar, sandwich-ul ăla, și toată piața s-a acolo de fricată. Imagini sunt cu camera ascunsă, din câte vedeți, sunt de la telespectatori. Colegii mei au stat de vorbă și cu câțiva martori din piață, care au fost filmați cu o cameră ascunsă. Ce au de spus oamenii despre cele întâmplate, aflați chiar acum. Da, bă, tu părere. Da, da, cu Tomberonul jos, da. A venit la asta, băi. Da, bă. A venit în armată. A venit în armată cu un trei. A venit nimeni. A venit pornită de spune. A lovit și o mașină dimineață. Ieri dimineață. Cred că a fost sub influența lor. După ce ați plecat, a venit aia și a făcut scandalul a dat pe spray în piață aici, ce a făcut aici. A venit la băiatul ăsta de la magazin că... și a început să se ia de el. Dacă de ce nu s-a băgat, mă rog, și a zis, băi, eu n-am văzut nimic, a zis, eu aranjeam marfă, eu explicat frumos femeie. Și ăsta săracul a explicat, doamne, eu aranjeam marfă, nu, că nu e adevărat, că ai văzut cum a băgat ăla cu capul în Tomberon. Și ăsta i-a zis, îmi pare rău, nu v-a băgat nimeni cu capul în Tomberon, a strat de Tomberon. Și ea, în momentul ăla, a tras de Tomberon și l-a dat jos, e de-a doua. Un om i-a zis, domnișoare, știi câtă lume e aici, vă e rușine, și a început să-l înjure și a făcut așa la... Am pins-o și a scos spray-ul, a venit salvarea, l-a luat pe ăla, mai putea să era să moară. Da. Dar toată piața a fost ce a fost aici. Continuați, vă rog să aveți grijă și la limbaj, că mă aștept la orice. Să nu exagerăm. Vă rog din suflet și la limbaj. Povestiți, vă rog. Am înțeles, nu că nu vorbesc. Vă fac cumpărături de câteva milioane pe săptămână. Te rog, Mihaela, te rog foarte mult. Stați puțin din gură. Continuați. Ce s-a întâmplat? Ați tras-o de păr, ați împins-o, ați bătut-o, ați băgat-o în Tomberon? Ce ați făcut? Stați-mă că maxim un minut eu vă spun totul. Spuneți. A venit ulterior la băieții de noaptea la ora 3. Noaptea zicea de niște țigări. Eu nefiind de acolo, băieții, noi dimineața la 4 vine patrulul că face soc ușă. Am stat acolo în acea parcare. La 4 dimineața a lovit mașina. Nu cum spune dânsa dimineața sau când zice că... Sunt niște minciuni, eu am înregistrările pe cameră, când a lovit și mașina și tot ce s-a întâmplat, a venit acolo în fața mea, a rugat-o respectuos să plece, că facem inventarul și nu, să fim atenți acolo. Ea nu tot vorbea, tot aia, încep să mă facă gras, senil, exact ce v-a spus și mai devreme. Eu m-am ridicat în picioare și am zis să plece. Pe mine așa, continuați. M-am ridicat în picioare, am zis să plece, ea zice, nu mă atinge. Eu am cu umărul așa, fără să întind mâna la ea,
am încercat să o împing de acolo un metru doi. După un metru doi avea o gentuță roșie cu care mi-a dat în cap. Nu, dar cum vi s-a părut? În ce stare era? Adică era beat, Mihaela? Era băută, era calmă, era drogată? Cum era? Cum vi se părea? A spus că eram beată. Și drogată și beată. Și drogată. Dar în altă dată v-ați mai certat cu ea până atunci? Niciodată. V-ați mai avut altercații cu ea? Nu. Niciodată. Niciodată, niciodată nicio altercație. Am înțeles. Că eu nu prea sunt acolo și eu nu prea am făcut. Da. Hai să ajungem la trasul de păr. Spuneți că la... aveți înregistrări pe camerele de supraveghere. Ce ne povestiți dumneavoastră este și pe cameră? Pe cameră nu știu dacă chestia cu trasul de păr, că da, am trasul de păr, are dreptate cu chestia asta, dar cu băgatul în tomberon sunt niște minciuni. Bine, dar de ce ați luat-o de păr? Bun, ați luat-o de păr. Ce stare era, doamna? Este pe cameră ceea ce ne povestiți dumneavoastră? Doamna era foarte recalcitrantă și după ce mi-a dat cu geanta în cap a început să mă tragă de tricou. Dar de ce n-a schimbat, doamne, poliția? Păi se poate să stați, Mihaela, și mi-ai dat cu picioarele în cap. Unde ți-am dat? Cu ce ți-am dat? Cu ce picioarele? Domne, vorbesc serios? Nu vezi cât mint? Mi-ați rupt lorul din cap, ați dat cu cealaltă peste mine, pe uitați-vă că acum nu se mai văd câte umflate sunt. Cum Viorel. Domnul Viorel. Sunt 1,55 m, putea să mă trimiteți acasă. Stai un pic, domnișoară, te rog. Stai un pic, Mihaela. Domnul Viorel, eu cred că ați bătut-o. Personal, nu cred că... Eu nu cred că ați bătut-o. Da, eu cred că v-ați ieșit din fire. Stați un pic. Păi, trebuia să ni le trimiteți, că știați că facem emisiunea asta. Nu vă acuz, dar sunteți cam pe aceeași... Adică vinovaca... Reacția ei din piață a fost reacția dumneavoastră la magazin. Ce să mă... Mai bine chem poliția, când ai de-a face cu un om... Ce faci, mă? Stai, pare că un om stai să dea în tine până vine poliția. Un metru jumate, o pui la pământ. Ca ora care pământ, mă, că rupe piața. La ce pământ s-o pui? Și asta e adevărat. Dar voi nu vedeți imaginile? Vine acum și spune că are un metru... Dar acolo, domnișoare, erați mai înaltă când dărmați poartă, piața? Sau tot un metru jumătate aveți? Deci, domnișoară, dacă nu vă face dosar penal, înseamnă că trăim într-o țară de nebuni.